Bună tuturor și bine ați venit la un nou episod pe canalul Investește Simplu. Ei bine, în episodul de astăzi vreau să ne gândim un pic ce trebuie să facem să economisim niște bani. Pentru că tot timpul se spune că nu am bani să investesc, că nu o să câștig X sumă de bani, să zicem 14.000 de euro pe lună, ei bine, atunci am apuc să investesc, când o să câștig nu știu cât, atunci am apuc să strâng bani, dar tot timpul avem scuze pentru a nu economisi. Dar trebuie să înțelegem că dacă nu începem și dacă nu gândim puțin cum reușim să economisim, indiferent că o să câștigăm 10.000 de lei sau 10.000 de euro pe lună, noi o să gândim metode prin care să stricăm banii, pentru că așa suntem obișnuiți. Această zonă de a economisi este foarte, foarte bună de a o antrena efectiv de la sume mici. Pentru că nu contează suma, contează procentul prin care tu economisești. De ce sunt bune aceste economii? Pentru că ne punem baza unei libertăți financiare sau fiecare vrea un anumit scop în viața asta pentru care vrea bani. Da? Ei bine, scopul meu principal este acela de a economisi bani pentru a reuși să investesc cât mai mult ca să fiu liber financiar până la 30 de ani. În momentul de față eu investesc dintr-un simplu job. Și la fel și economisesc doar din acest job, da? Pentru că nu am alte surse de venit momentan decât dividendele, dar pe acelea le reinvestesc și cumva vreau să vă împărtășesc și cu voi câteva lucruri care mă ajută pe mine foarte mult să economisesc niște bani. Ei bine, prima dată, înainte de a începe să economisești niște bani, trebuie să vezi efectiv pe ce strici acei bani. Pentru că trebuie să ne monitorizăm cheltuielile. Eu pot să spun acum, bă, nu știu, câștig 3.000 de lei pe lună, vreau să economisesc 400 de lei. Dar în momentul de față eu nu știu, de exemplu, câți bani cheltuiesc și pe ce zone. De exemplu, poate 3 sau 400 de lei pe care eu vreau să economisesc, sunt șanse să nu am cum să fac acest lucru. Ei bine, în cazul meu, de exemplu, dacă aș câștiga 3.000 de lei, 917 lei îmi este doar împrumutul de investiții pe care trebuie să-l plătesc băncii. Și dacă nu știi despre ce împrumut este vorba, ei bine, o să las sus un link prin care te poți duce pe acest împrumut de investiții. Pe lângă acești 917 lei, eu mai stau și în chirie, mai am 1.000 de lei pe care trebuie să o plătesc lunar. Și efectiv, eu mă duc undeva la aproape 2.000 de lei doar cheltuielile pe care nici nu le am, nici nu le pot controla pentru că sunt lună de lună și un acoperiș deasupra capului o să am nevoie tot timpul, acea rată către bancă trebuie să o plătesc tot timpul și rămân în teorie cu 1.000 de lei. La cât de tare au crescut aceste prețuri în magazine, la orice aliment, este destul de greu să te descurci cu 1.000 de lei, cu tot cu combustibilul pentru mașină, taxe și tot ce trebuie să plătești, dar deja poate nu mai e așa real să economisesc 300 de lei sau 400 de lei cât mi-am propus eu inițial pentru că ar trebui să trăiesc din 600 de lei. Probabil s-ar putea. Așa că trebuie să îți monitorizezi prima lună cheltuielile. Încearcă o aplicație, sunt foarte multe pe Magazin Play, cu Money Management, Money Manager sau chestii de genul, unde efectiv îți treci fiecare cheltuială pe care tu o faci zi de zi, ți-o treci acolo și o să vezi cât ai stricat și pe ce. Și băncile au multe astfel de statistici, da, poate te ajută direct contul tău bancar și trebuie să vezi efectiv ce bani și câți strici și pe ce domenii, pentru că poate eu câștig 5.000 de lei și îmi propun să economisesc tot așa 300 de lei. Dar dacă stau să mă uit, probabil stric foarte mult pe lucruri de care eu nu am nevoie de fapt și acei 300 de lei poate îi pot economisi cu ușurință și poate aș putea economisi mult, mult mai mult. Poate dacă mă duc în amănunt și văd pe ce stric banii, realizez că de fapt mie nu-mi trebuie acea cafea cu 15 lei sau acea cafea cu 30 de lei și pot să economisesc mult mai mult și mi-adaug la libertatea mea financiară, da? După ce ai făcut acest lucru și anume ți-ai monitorizat toate cheltuielile, trebuie să-ți faci un buget. Trebuie să-ți faci un buget statistic mai mult față de luna trecută în care tu ți-ai calculat efectiv ce strici și pe ce strici bani. După realizezi că de fapt pe mâncare am stricat 900 de lei, pe combustibil am stricat 400 de lei, pe chirie 1000 de lei, pe nu știu ce încă 500 de lei și tu realizezi că de fapt ai putea să economisești undeva la 1500 de lei. Ei bine, fă-ți un buget și încearcă
cel puțin o dată pe săptămână, să te uiți un pic peste toate cheltuielile tale, nu o să-ți ia mult, un 10 minute, da? Și te poți uita, bă, am depășit bugetul de mâncare, am depășit bugetul de cafele, nu știu, fă-ți un buget la care tu vrei să ajungi și care ție foarte ușor să-l respecti, da? Pentru că la final, dacă tu îți faci un buget, o să vezi, bă, eu luna asta trebuie să rămân cu 500 de lei. Dacă tu trebuie să rămâi cu 500 de lei, o să vezi la finalul lunii dacă ai reușit să te ții de acel buget. Poate ai reușit, poate nu, dar măcar ești aproape acolo. Cu cât contorizezi orice mai mult, cu cât ești conștient de ce se întâmplă, cu atâta poți să evoluezi mai mult. Așa este și în zona de cheltuieli. Cu cât știm ce se întâmplă în contul nostru bancar, așa o să putem reuși să economisim sau să optimizăm anumite cheltuieli. Cum poți să mai economisești bani în plus ar fi efectiv prin a face niște alegeri mai smart un pic de a cheltui. De exemplu, dacă tu mergi la sală, poate poți să-ți plătești abonamentul nu doar pe lună, poate poți să-l plătești pe 6 luni sau pe un an și să ai o mică reducere. De exemplu, unde merg eu la sală, în momentul de față, dacă îmi fac pe un an de zile, economisesc undeva la un abonament și un pic. Adică, teoretic, o să mă bucur de 12 luni de abonament, dar practic o să plătesc undeva la 10,8 luni din totalul sumei. Da? Deci clar, dacă fac niște alegeri mai înțelepte, prin a cheltui acei bani, per total ies mai bine. Acum, nu toată lumea poate să facă acest lucru, dar sunt foarte multe alegeri mult mai înțelepte. Acum, depinde de fiecare pe ce își strică o grămadă de bani. Poți la fel de bine, în loc să-ți iei o sticlă de apă la 0,5, poți să-ți iei la 2 litri, da? Probabil cu un leu în plus, dar volumul de apă este mult mai mare. Da? Sunt multe lucruri pe care, dacă stai să le gândești, cu timpul se adună, da? Și clar o să poți să economisești bani. La fel sunt și cu anumite cumpărături, sunt anumite supermarketuri în care tu poți să mergi, știi că mănânci foarte multe paste, ei bine, dacă ți-ai 3-4 pungi odată, s-ar putea să prinzi niște reduceri, da? Deci sunt multe lucruri prin care dacă tu îți analizezi în prima lună cheltuielile, o să-ți dai seama cum poți să optimizezi acele cheltuieli. Cel puțin mie așa mi se pare și pe mine mă ajută foarte mult aceste lucruri, pentru că până la urmă vreau să economisez bani, efectiv să investesc cât mai mult, să cumpăr active prin care să devin din ce în ce mai liber financiar. Cum poți să mai economisești bani? Ei bine, s-ar putea ca tu să ai o anumită rată la ceva, un credit de consum, un credit de nevoi personale, cum sunt și eu cu creditul meu de investiții. Ei bine, dacă momentan tu nu investești nimic în plus sau încă nu ești destul de hotărât ce vrei să faci, nu ești destul de informat în ce domeniu vrei să te baci cu acei bani, dacă tu ai un împrumut, ei bine, este foarte, foarte benefic să pui niște bani în plus pentru că te ajută să scutești pe viitor. Deși acest lucru te ajută să economisești bani și anume să plătești înainte ratele pe care tu le ai pentru a-ți reduce, de ce nu chiar și rata lunară sau efectiv doar economisești niște bani pentru că plătești înainte și banca nu o să-ți mai ia dobândă după acei bani. Ce poți să faci ca să economisești în plus este acest lucru de a înțelege lifestyle inflation. Ei bine, acest lifestyle inflation se referă la faptul că tu atunci când câștigi mai mulți bani în viața ta, din jobul tău, din sursele tale externe, cu toții avem tendința de a crește la fel de mult și cheltuielile. Câștigai 3.000 de lei înainte și ai fost promovat. Acum câștigi 4.000 de lei lună de lună și ghiși ce? Când câștigai 3.000 de lei, îți ajungeau banii, da? Poate economiseai 100 de lei sau 200 de lei pentru ceea ce voiai tu să strângi, nu știu, un avans la casă sau tu știi cheltuielile și motivul pentru care strângi bani. Ai fost promovat, câștigi 4.000 de lei cu 1.000 de lei în plus, dar ghici ce? Tu probabil tot atâta reușești să pui deoparte și anume 200 de lei. Deci cumva trebuie să scăpăm de acest lucru, să-l conștientizăm că se întâmplă, este real. Nu zice nimeni să nu-ți crești un pic standardele odată ce câștigi mai mulți bani, dar gândește-te, înainte cheltuiai teoretic 2.800 de lei pentru că 200 de lei reușeai să-i strângi. Acum tu câștigi 4.000 de lei și cheltui 3.800 de lei. De ce să nu cheltuiești undeva la 3.500 și să reușești să strângi mai mult? Da? Cumva după mine mi se pare echitabil până la o anumită sumă, cu fiecare creștere salarială sau creștere de venit,
Dacă tu crești cu 1000 de lei, încearcă să-ți crești stilul de viață doar cu 500 de lei, pentru că te ajută acest lucru să-ți pui bazele unei libertăți financiare. Pentru că dacă noi nu înțelegem acest lucru, el chiar este real și se întâmplă. Nu contează că câștigi 4000 de lei, 9000 de lei, 11000 de lei, dacă nu-l conștientizezi și nu mă duc în zona de a economisi bani pentru obiectivele mele financiare, sunt șanse să pierd acei bani. De fapt, nu să-i pierd, pentru că tu îți cumperi niște bunuri de care te folosești, dar libertatea ta financiară rămâne tot la fel de departe, deși tu câștigi mai mult. Deci trebuie să ne controlăm un pic pe zona asta de cheltuieli când creștem venitul nostru. Pentru că ne fură foarte tare de libertatea noastră financiară și sunt foarte multe lucruri prin care noi putem să stricăm banii dacă nu-i manageriem cum trebuie. Sper că ți-a plăcut acest episod. Nu uita să te abonezi, să lași un like pentru că mă ajută să cresc canalul. Și până data viitoare, nu uita, alege să-ți construiești viitorul.